era curioasă să afle de la băieți cum a fost percepută încă de la începutul competiției. Voi v-ați înțeles bine? Noi? La cazare? Ea credea că sunt foarte figurantă la început. Tu ce nu erai? Păi eram, nu cred. Ce eram? Acum hai pe bune, voi când m-ați văzut voi băieții prima dată, eu ce părere v-ați făcut? Eu nu mi-am făcut o părere, mi-am făcut târziu. Dar ce am și zis? Am mai zis odată. Dar nu mi-ai zis părerea. Ai zis doar că nu-mi spui părerea. Da, să zic. Bă, ești o fată ok, dar uite, nu gândești cum gândesc eu sau... N-aș putea să-mi fac o părere după cum gândesc eu. Știi, tu ești o fată ok, doar că nu înțeleg anumite aspecte. Anumite, ok. Anumite aspecte pe care, uite, eu văd într-un fel, tu le vezi în altfel. Nu e nimic greșit. Da, avem chestii, da, principii contradictorii. Da, eu nu pot să-mi dau cu părerea despre asta. Știi că nu vreau nici să jignesc, dar nici să zic că ai dreptate. Ce părere? Păi, cred că ți-am mai spus, nu? Mi-ai mai spus? Păi, poate ți-ai schimbat-o între timp. Că erai prea vulcanică la început, ar trebui puțin să te calmezi așa, fără să uiți prea personal anumite chestii, ești o fată ok. O fată ciulo. O fată ok. Da. Ok și atât. Mai încolo nu... Îți zice sâmbătă. Nu e ora potrivită, nu. Nu, acum ora e potrivită, dar mâine, mâine când se difuzează, nu o să fie. Nu. E trecut de 12 zi. Să zici și părerea ta despre mine. Dar lasă-l să termine cu păi mine da, mai întâi. Păi da, să termine. Termină. Pot să vă iau la pachet, adică. Mai între două nu te plouă, dar... Băiat bun ce ești. Dar ce bun ești tu, așa. Ia, hai, continuă. Inimă, să are inimă mare. Continuă, Ștefan. Ai un suflet mare. Dar nu e așa mare ca altul. Deci acum spune ce nu se poate difuza, că eu sunt aici să ascult. Nu, chiar eu și-o fac ok. Ți-am zis la început, erai mult prea vulcanică pentru... Nu, pentru gustul meu. Da, așa, știi? După, trebuie, după cum mă ghideam eu. Dar pe parcurs te-ai... Să zic, te-ai calmat puțin. Chiar dacă mai ai unele doți care mai exagerezi. Dar, per total... Ce-am zis? Ești ok. Ok. Ok, vorbim noi după. În privat. Așa, tu, Sorin, că acum sunt curioasă. Părere despre tine? Despre mine, da. Despre comportament, știi și tu că ai unele ieșiri pe care n-ar trebui să le ai, adică exagerate. Față de început s-a mai calmat da. Acum. E mai bine ca la început, dar nu pot să-mi fac o părere așa, că nu te cunosc atât de bine, că n-am vorbit să pot să știu. Eu vorbesc acum doar din ce am văzut. Din ce din se ce, vede, exact, da. Bă, per total, ești ok, nu? Întreabă-l și pe Gabriel ce părere ai. Lasă urma. Gabriel, ia spune ce părere ai despre mine. Părere normală. Păi, nu știu. Vrei să fii iubită și nu prea reușești să găsești bărbatul potrivit. Nu mai, cum sunt eu, nu ce vreau am eu. Cum sunt eu așa ca... Cum ți se pare că sunt eu așa ca femeie? Da. Nu ce mi-a... Nota ce... 10. Ce trebuie? Nota 10. Uite, ai auzit? Nota 10. Da, începeți despre mine. Ești o fată la locul ei, așa pare. N-am vorbit doar noi doi personal, așa, știi, să avem vreo, nu știu ce discuție, să-mi fac o părere despre tine, dar așa din ce se vede, doar din exterior, așa, par genul ăla de fată, femeie, pe care orice bărbat și-ar dori-o, știi? Adică pari sinceră, pari liniștită, ai toate calitățile alea pe care eu, unul sincer, le-aș vrea de la viitoarea parteneră, știi? Băi. Nu știu pe altceva mai mult ce să zic, pentru că n-am vorbit, ți-am zis, să văd cum gândești, ce gândești, nu pot să-mi fac o părere mai aprofunzime, știi? Uh-huh. Ești ok, oricum, nu? Mulțumesc! Cu drag, nu? Gabriel, o părere despre mine? Da, tot nota 10. Mulțumesc! Mă gândeam la ce a zis, că sunt misterioasă. Păi da, și de bine, nu? Încă o dată, nu? Cu siguranță misterul acela pe care îl ascund, misterul în ghilimele, îl va descoperi doar persoana care consider eu că va trebui. Dar toți suntem așa, cred. Ai avut 3 relații, parcă, nu? Până la 24 de ani. Da. Una de un an. În rest am pozii cu ținute în vacanțe. Una de 6 luni. N-am da. Și una tot de 6 luni sau de 4 luni, n-am înțeles eu bine. N-am pus de
Astea una de 2 ani. Nu, nu, nu. Deci 2 ani, 6 luni. 2 ani, 6 luni și un an. Și un an. Păi și de ce n-a mers cu primul, de exemplu? Cine a fost de vină, nu? Deci, când am avut prima relație de 2 ani, a fost oarecum 2 ani, dar a fost... A fost bine 3 luni, 3 luni eram certați, tot așa, făceam pauze, luam pauze, păi iar după da, cam... Da, dar nu e o relație de 2 ani, dacă a stat 3 luni, după aia 3 luni despărțiți și păi, iar... Bine, adunând... Sunt 2 ani, pentru că eu n-am mai vorbit cu nimeni altcineva, doar cu el. Păi și de ce vă certați? Eu... Păi nu, eu... Eu am, am vrut să las, pentru că era o persoană foarte, foarte, foarte posesivă. Adică el, el nu vedea numai pe mine și numai așa, gen, nu mai vedea și în stânga și în dreapta. A doua de un an, bine, nu a fost chiar un an, 10 luni, cam așa. A fost cu un băiat mai mic decât mine, cu 3 ani, și acolo nu a fost ai mei de acord. Și a înșelat, adică el a cunoscut pe altă fată și a început să vorbească cu aia și na, m-a lăsat. Deci până și la urmă, că te-a înșelat, nu că n-au fost ai tăi de acord cu el, cum ar veni. Nu, că ai mei au trecut peste etapa asta. Adică... A zis că n-au fost ai mei de acord, dar după a înșelat. Da, nu asta am zis, deci până la urmă motivul e că te-a înșelat, nu că n-au fost ai tăi de acord. Da. Ok? Și asta ultima? Și a treia, tot așa. Păi și în astea toate trei relații, tu nu crezi că ai greșit cu nimic? Adică de ce te-au înșelat ăștia doi? Probabil că am fost eu prea bună. Altceva nu-mi explic. Contează și ce băiat cauți? Bad boy. Aia, de asta întreb. Da, păi asta a urmat tot să mai întreb, că ce preferi, cum au fost ăștia trei, au fost tipul ăla de bad boy sau mai băieți buni, simpli? Cum... Bine, vă dați seama, prima mea relație, el are deja și copil și era la 15 ani sau cât am avut, eram copilă și eu. A doua, tot așa, eu aveam 19 ani, el 16, gen... Oh, da, se simte diferența așa? La vârsta aia, se simte. Da, deci vă dați seama, păi nu... Da, la 19 ani, tu ca fată îți dai seama că gândești mult mai... Da. Și fetele oricum se maturizează înaintea și noastră. Și a treia era prea fixist, prea așa, bine, oricum... Era genul lui Stelian cu principii. Da, cu... da, 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 și nu, mie nu-mi trebuie așa ceva. Da, ce v-au făcut fetelor? Andrada și Ionela, da? V-au luat acolo la întrebări, nu? Da. O discuție, am da. Am discutat, da. Bine, hai să vă zic ceva. Mâine este gală. Se mai termină o săptămână și vreau să vă dau o veste. Da? Vestea este că de mâine o să aveți o nouă colegă, pentru că o fată ce râde Ionuț. Se pregătește să vină la emisiune, nu? Da, da, se pregătește. Da. Ce vreți să știți despre ea? Ia, hai să văd. Păi câte putem să aflăm? Câte? Tu mă întrebi, pot să spun sau nu? Da, câți ani are? Câți ani are? 21. A. Ștefan, ai vreo întrebare? Nu, în momentul. Cum nu? O să descoper de la ea dacă e ceva. Alexandru, ai vreo întrebare? N-am întrebări. Raul? O să vină și Angelina Jolie, nu mai. Tu ești îndrăgostit, o iubești deja, nu mai vezi, nu mai auzi. Da, Gabriel? Culoarea părului. Culoarea părului. Stați, brunetă. E bine? Sigur. Așa, Stelian? Eu am o întrebare. Te rog. Dar nu despre concurenta cea nouă, dar pentru doamna Ioana. Doamna Ioana, ce părere aveți de atitudinea lui Gabriel de vreme ce rula materialul în care se discuta despre Ne și Ramona? Da, era foarte zâmbitor, se distra maxim. Era aproape ca la circ în momentul în care eu eram în colțul ăsta și Ramona plângea. El era foarte... Ce ai făcut? Foarte bine dispus, avea o atitudine foarte pozitivă. Eu nu înțeleg, ori băiatul dumneavoastră se hrănește cu rău, ori trebuie să învețe care sunt situațiile în care să zâmbești și care să nu. Pentru că ghiți ce, în momentul în care consumi sau rău faci, pe acela îl găsești. Să nu vă mai întrebați ce are toată lumea, ce are cu băiatul dumneavoastră. Este doar o afirmație, atât este să vă ridice un semn de întrebare.
Poate noi asta nu ați observat. Dar nici eu n-am observat. Dar eu observ totul. A, mie nu-mi scapă. Să vă întrebați pe dumneavoastră și să-l întrebați pe el. Nu trebuie să-mi dați un răspuns pe loc. Atât, o observație. Mai departe? Da. Ți s-a părut ceva amuzant? Adică râdeai sau... Nu. Nu? Mi s-a părut mie, Gabriel? Nu ți s-a părut. Nu, și n-am văzut. Și Ana i-a făcut observație. Poate mi s-a părut. Nu știu, mi s-a părut? Stați că îmi confirmă și colegii. Adică nu voi să fiu fericit sau cum. Poate mă gândeam la altceva. Drăguț. Păi nu, serios. Păi mi-ai răspuns, gata. Când okay. Spui că sunt negativ, eu am zâmbit, am fost pozitiv. Ce, e bine să ai o viață negativă sau una pozitivă? Okay, deci nu știi când se folosește zâmbetul și când nu. Înseamnă că te bucura probabil ce cerul ăla acolo. Nu neapărat că e vorba despre mine, e vorba în general. Bă, asta e, ok, gata. Era vorba despre omul a răspuns. Da, corect. Mihai? Ce? Întrebări pentru fata nouă. Nu am nicio întrebare. Nicio întrebare. Bine, pentru că n-aveți Sorin. Cel mai bine ar fi să aflăm toate aceste curiozități de la ea. Bine, cel eu vă mai spun doar atât că este studentă la drept, are 21 de ani, îi plac călătoriile, pictura și viața general, ce să mai... Și fotografia, da, asta nu găseam. Și mai mult o să aflați chiar mâine de la ea, pentru că, așa cum vă spuneam, de mâine aveți o nouă colegă. Doamne